Turneul de verificare și calificare va avea loc în Turcia în perioada 9-18 aprilie. Din România vor face deplasarea doar trei pugiliste, dintre acestea făcând parte și slătinea în Florina care se află la categoria 75 de kilograme. În ringul acestei competiții va intra toată spuma boxului mondial. Greu să te califici, noi sperăm ca ea să, să urce pe podium. Dacă va urca pe podium, sigur va avea o șansă, pentru că la turneul acesta de calificare decât două, primele două sportive, finalistele, se, se califică. Dar în cazul în care una din sportivele care s-a calificat obține medalii la campionatul mondial din luna mai, atunci următoarea sportivă clasată va merge la Rio. Antrenorul Constantin Gălbenușă de la CSMS Latina este convins că eleva sa va reuși să aibă o prestație bună la acest turneu. Ea și-a atins categoria de greutate pentru că face slăbire, și-a atins categoria de greutate să simte bine, se pregătește, nu a suferit nicio accidentare, e foarte bine pregătită și sperăm ca ea să ne reprezinte cu, cu succes la acest turneu. La Olimpiada de la Rio din vara acestui an vor merge doar 12 pugiliste de pe mapa Mond.